Am zis că termin cu tagurile, nu? E bine, v-am păcălit. Nu, de data asta chiar am fost tăguită să fac acest tag. Deci nu pot să nu-l fac. E imposibil. Dar o să fie scurt, 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 scurt. Hai să vedem. Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți? Azi am venit la voi cu un clip scurt. Sper că să-l fac cât mai scurt posibil. Pentru că ultimul a fost mega super lung. Bine, știu că vă plac clipurile mele lungi, aparent. Dar mai merge și unul scurt din când în când. Într-un final am fost și eu tăguită într-un tag de două fete minunate aici pe YouTube. Și anume Cristina Preda, sper să pun aici, și Alexandra Andrei. Dacă nu știți canalele lor, o să vi le linkuiesc mai jos, dar nu cred că nu le știți, pentru că ele sunt ceva mai vechi pe YouTube. Ce m-au provocat să fac fetele? Și ele au făcut acest tag, deci o să vă linkuiesc mai jos și clipurile lor. Fetele m-au provocat să fac cumva numele meu, să-mi scriu numele în parfumuri. Nu știu exact cum se numește, o să vedeți în titlu. Și am zis, hai să facem, că tot am o grămadă de parfumuri din care să aleg. Toate că mi-a fost greu la anumite litere și cred că știți la ce literă, dar am cam trișat acolo. Hai să intrăm în pâine. La litera L, le-am aici pe pat. Păi am o grămadă din care să aleg. Mi-am dat seama, cu stupoare, că am foarte multe care încep cu litera L. Eu mă refer la numele parfumului și nu numele casei. Deci o să luăm doar numele parfumului să înceapă cu litera L. Sau U, sau N, sau Ț, sau Ț. O să ajungem și acolo. Bun, avem așa, Lolita Land, Lolita Land Pica, avem Little Black Dress, un clasic din liceu, uitați cât mai am din el, dar mai am sticlă de backup, nu cumva să rămân fără. Avem La Petit Robe Noir, avem La Tulip de la Byredo și acesta este cu L, avem L'Imperatrice, avem La Belle și avem și de la Jo Malone un Lime Basil and Mandarin. Ce alegem, ce alegem? Păi am fost foarte, foarte nehotărât între aceste trei. La Belle, Lolita Land și La Petit Robe Noir. Sper să nu le scap, că ar fi fun, dar nu. Bun, ce alegem, ce alegem pentru litera L? Pentru că obsesia actuală a momentului, a iernii, a fost Lolita Land, o să mergem pe o creație a lui Francis, de pe vremea când lucra cu designerii. Pentru Lolita Lempica a creat Francis acest parfum și este foarte, foarte mega bun, dar e cam dulce. Deci pentru iubitoarele de parfumuri dulci și gurmande, nu pentru cele care preferă parfumurile fresh, în niciun caz acesta nu recomand. Deci pentru el a rămas Lolita Land de la Lolita Lempica și pentru U a fost ușor. Deci U a fost ușor pentru că e cam singurul, nu știu, cred că e singurul din colecție care începe cu U. Și acesta este de la Hermes, dar începe cu U. Un jardin sur le Nil. Sper că am pronunțat bine. V-am mai vorbit de el, e de vară, este mirobolant, este acest citric plin de mirodenii. Zici că ești într-o piață de mirodenii de Cairo, dar deja v-am împuiat capul cu povestea asta, așa că treci mai departe. U vine de la Un jardin sur le Nil, în numele meu, scris în parfum. E, la M a fost o problemă, cu toate că am câteva, numai că n-am știut ce să aleg. Între acestea două s-a dezbătut lupta pentru litera M. Vorbim de Mandarin Basilic de la Guerlain, Aqua Allegoria, și Mitsuko, tot de la Guerlain. Ce să alegem, ce să alegem? Ambele îmi plac, ambele sunt foarte bune în stilul lor, sunt diferite, total. Dar cred că merg pe... Ce surpriză, ce surpriză că am ales Mandarin Basilic. Nu că v-am împuiat eu capul de 100 de ori cu acest parfum, dar n-am cum să nu-l aleg. Mai era o variantă, dar acum mi-am dat seama că de fapt el e Maubusant, deci numele casei este cu M și nu numele parfumului, care este un histoire de femme sensuelle. Bun, deci rămâne Mandarin Basilic pentru litera M din Luminița. Trecem mai departe, mai departe. La I a fost ușor. Primul I mi-a fost foarte ușor. Tot Guerlain.
și nu am cum să nu-l aleg, vorbim de Insolans. Preferatul meu de la Guerlain n-are cum să nu apară numele meu. Violetă pudrată, pudrat până la cer și înapoi. Și nu prea am găsit, că m-a întrebat cineva, nu prea am găsit o violetă care să se compare. Bine, poate, când intru în categoria de nișă acolo, sigur găsesc ceva. Dar totuși nu în stilul Guerlainului, care e inconfundabil, după părerea mea, cel puțin în acest parfum. Nu ai cum să nu recunoști, adică el ar recunoaște dintr-o mie, clar. E unic și foarte frumos și primul I din numele meu. N-ul a fost ușor, pentru că nu am prea multe cu N, de fapt nu știu dacă am mai mult de unul. Și în colecția mea l-am ales pe Nomad. Trebuie să recunosc că la început nu mi-a plăcut. Nici acum nu sunt cea mai mare fan a lui, dar începe să-mi placă și să-l apreciez, numai că tot mă deranjează o notă verde din el. Nu pot să nu mă deranjeze acea notă verde, dar cine știe, vine acum primăvara, chiar vara merge acesta foarte bine. Este pentru o fată boemă, care se duce la festivaluri de muzică și, nu știu, este una cu natura, mie așa mi se pare. Da. Hai să trecem peste. Deci acesta este N-ul din litera mea. Și al doilea I a fost tot un Guerlain. Deci n-am avut ce să aleg decât un Guerlain. Nu că aș fi vrut să aleg altceva. Și este vorba despre Idyll de la Guerlain. În sticla aceasta frumoasă, sticla veche. Sunt foarte încântată că am găsit-o. Chiar voi mi-ați zis de ea unde să o găsesc și a fost super achiziție, deci nu regret. Am și sticla nouă, dar și aceasta o să fie la loc de cinste în colecția mea. Vorbim de Idyll, acel mosc de iarnă, îi zic eu, pentru că e ceva mai puternic, un mosc floral foarte frumos realizat. Nu are ghirlinada, deci cred că e singurul Guerlain care nu are ghirlinada, dar nu mă supăr acest lucru. Este foarte, foarte frumos acest parfum. Bun, am trecut de al doilea I, deci avem luminii și urmează un ț. De unde să scot eu parfum cu ț, fraților? De unde? N-am. Deci n-am parfum cu ț. Poate dacă aveam, dar nu. Ce parfum cu ț? Ia, să-mi comentați și voi dacă știți un parfum cu ț. Ceva rusesc? Don't know. Parfumuri cu t. Singurul cu T, că până am luat T-ul, asta e, o să scriu Luminita, oricum mulți îmi zic Luminita, mai ales străinii îmi zic Luminita, așa că T-ul din numele meu ar fi Twilly, de la Hermes. Twilly, o poavre, poavră, cum vreți voi să ziceți, cred că e poavre și am zis prost, but I don't care. Condimentat, floral alb condimentat. Nu știu, am ceva cu floralele albe condimentate, se pare. Dar nu am ceva asemănător în colecția mea și Twilly rămâne acolo și el la loc de cinste. Deci avem Luminit. Luminit deocamdată. Și ultimul A din numele meu a fost chiar o provocare, pentru că am o grămadă. Stați să vă arăt. Avem așa. Avem 3 de designer, normal. Avem Ariana Grande, avem Edictul de la Dior și normal Alien. Ar mai fi și Angel Muse, acum că îmi dau seama. Dar dacă e să aleg ceva de la Mugler, clar aleg Alien, dar stați un pic, încă n-am ales. Și ar mai fi și un parfum de la Oriflame, ar fi cu litera A, și avem Amber Elixir. Acesta este foarte bun de toamnă, unul din preferatele mele de toamnă. Ce avem aici? Iarnă. Edictul port iarna, toamna, așa, toamna din nou cu Ariana Grande, nu știu dacă le pot ține pe toate, și Alien, oh, ce greu e, cred că, nici nu știu ce să aleg. Dacă suntem în iarnă totuși acum, hai să mergem pe parfumuri de iarnă, deci ar fi între Edict și Alien. This is very, very hard, e foarte, foarte greu să aleg. Ce să aleg? Foarte greu, pentru că îmi place și Edictul foarte mult. M-am îndrăgostit de el. Dar, pentru că e prima mea dragoste de mult, de mult,
parfumul meu semnătură, ce mai... Mă leagă foarte multe de Alien. Cred că merg pe Alien. Cu toate că și Edict ar fi pe locul 2, foarte, foarte aproape. Deci, cam astea au fost parfumurile. Doamne, cum le țin! Dacă îmi pică vreunul, o să fie amuzant. Astea ar fi parfumurile care formează numele meu. Cu amendamentul că nu am găsit un parfum cu ț. Și chiar vreau să vă provoc să-mi găsiți un parfum cu ț. Ț. Chiar nu știu. Nu-mi vine nimic în cap. Dar sunt sigură că cineva o să-mi comenteze un parfum cu ț. Bun. Acesta a fost tag-ul. Tăguiesc pe toată lumea. Cine vrea să facă acest tag? Cine? Mihaela de pe canalul Mihaela Vâlcu. Nova Sense, dacă vrea să facă Nova așa ceva. I am Noel, desigur. Le tăguiesc pe toate fetele, uite, Simona Bujor, pe toate fetele, femeile minunate de pe YouTube care doresc să facă acest tag. Sau și voi, dacă vreți, în comentarii puteți să-mi scrieți numele vostru cu parfumuri. Eu așa am făcut, am luat numele parfumului și nu numele casei ca să-mi scriu numele. Voi puteți face oricum doriți. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut, un clip mai scurt, na? Da, și ăsta o să fie peste 15 minute, să zicem, nu știu, o să vedem. Bun, v-am lăsat, v-am pupat, să aveți grijă de voi și de ai voștri, ca de obicei, cum vă zic eu. Ciao, ciao! Azi am fost tăguită, de fapt nu azi, am fost tăguită în două clipuri separate, de la două fete separate. L from Lolita Land. L is for the way you look at me. O is for the... Nu mai știu versurile. Cum era, mă? Era o variantă, dar acum mi-am dat seama că de fapt el e Maubusson, deci numele casei este cu M și nu numele parfumului, care e un istoar de femme sensuelle, la. Al doilea, I, a fost tot un ghelan. Deci n-am avut ce să aleg decât un ghelan. Nu că aș fi vrut să aleg altceva. Nu am cum să nu-l aleg pe acesta. Este vorba de Idol de la Ghelan, în sticla aceasta frumoasă, sticla veche. Ce parfum cu țâia? Serjof! Astea au fost parfumurile în ordinea de la dreapta la stânga. Nu de la stânga la dreapta, se pare.